pentru a veni în sprijinul familiilor din Drobeta Turnu Severin, care nu își pot aduce acasă rudele decedate în străinătate din cauza costurilor foarte mari, primarul Marius Creciu a luat decizia de a aloca fonduri care să acopere aceste cheltuieli. Marius Creciu a adoptat un proiect pentru severineni prin care oferă sprijinul familiilor ce nu își permit să își aducă în țară rudele care au decedat în străinătate. Astfel, cei decedați sunt aduși în situații de securitate, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19. Vă dea Dumnezeu sănătate, că sunteți un om foarte bun și un om cu suflet care soțul, e un... Soțul nostru, ce s-a întâmplat? Infarct? A fost la tratament la copil și a făcut o comoție. Duminică a făcut comoție, miercuri... A murit. Și nu aveați bani, vă ajută nu banii aveam, de la primărie? Aveam decât o pensie de 14.600.000, din care eu nu aveam niciun venit, că eu nu am vârsta să ies, am 58 de ani. Și, datorită, și când vi l-a adus acum? Mi l-a adus, miercuri, da. Noaptea, vineri l-am îngropat datorită dumneavoastră și doamnei directoare de la asistența socială, fetelor și lui Maria, aveți îi mulțumesc. Aveți unde să aprindeți o lumânare? Da, da, am, da. Datorită dumneavoastră. Altfel, rămânea, am și locul la Sfântul Ștefan. Rămânea acolo, nu? Dacă da, rămânea putea. Acolo. Dacă nu erați dumneavoastră să-l aduceți, nu aveam posibilitate, pentru că noi suntem niște oameni săraci. Primăria vine în sprijinul cetățenilor aflați în nevoie pentru aducerea rudelor decedate din străinătate. Da, este un proiect al meu pentru Severin, deci nu pentru mehedințeni, ca să pentru ne permite legea să ne implicăm în afara orașului Drobeta Turnu Severin. Este un proiect al meu de suflet. Ajutăm, încercăm să-i sprijinim pe cei căror, ale căror rude decedează în străinătate și oamenii nu au posibilități financiare să-i aducă. Eu zic că e un act creștinesc, un act de... ajutor de sprijin pentru cei năpăstuiți. Este important să își aibă morții aici, în locurile în care trăiesc, să poată să meargă să aprindă o lumânare, să se roage la mormântul rudelor. Există sau exista, până înainte de a face noi acest demers, exista o posibilitate, dar care nu era prinsă efectiv cu acte, aceea de a-i sprijini pe oameni cu un ajutor, acum, în acest moment, în quantum de 12.000 de lei, putem efectiv să-i sprijinim aproape în întreaga Europa. Beneficiarii serviciului de repatriere sunt persoanele fără venituri sau cu venituri până la salariu minim pe economie. În momentul în care se constată că sunt îndeplinite condițiile pentru a beneficia de acest serviciu, respectiv se depune cererea împreună cu certificatul de deces sau documentul eliberat de statul în care se întâmplă decesul, se verifică situația materială a beneficiarului de către salariații asistenței Direcției de Asistență Socială și se întocmește documentația în vederea aprobării acestei sume. Oamenii pot beneficia de sprijinul privind transportarea persoanelor decedate din străinătate, costul putând să depășească 12.000 de lei în unele situații. Această sumă de bani este alocată de primărie fiind un real sprijin pentru persoanele aflate în nevoie. Domnul primar, îi mulțumesc din tot sufletul, să-i dea Dumnezeu sănătate, că este un om bun și m-a ajutat foarte mult și asistența socială de l-am adus după 2 săptămâni din Franța. El a fost la tratament la copil și a decedat acolo. 2 săptămâni a stat în frigidere acolo și dacă nu era domn primar Screciu, nu puteam să-l aduc. Mi-a dat și locul de veci, îi mulțumesc foarte mult și toată viața mea, eu m-am pus în genunchi la dânsul și m-am rugat și e un om foarte bun. Doamna este prima beneficiară a acestui proiect privind repatrierea persoanei decedate în străinătate. Deoarece nu a avut posibilități financiare pentru a-și aduce soțul decedat, aceasta a primit sprijinul primăriei.